Nu suntem pregătiți așa cum se cuvine. Euro 2020 nu poate fi amânat. Ce-i drept, am avea timp să ne punem la punct, dar nu despre asta discutăm acum. Important este că Bucureștiul va găzdui un meci din preliminarii care ne interesează direct, cel dintre România și Spania. Și uite așa, tot românul va deveni microbist, chit că știe, chit că nu știe câte ceva despre sport, iar dacă vreți să înțelegeți măcar regulile de bază, ați putea începe să vă documentați încă de pe acum. Bine, cazul ideal ar fi să puteți discuta cu un fotbalist al generației de aur. Nu este obligatoriu, pentru că reporterii Observator au făcut un interviu cu unul dintre exponenții acestei generații, care mai este și ambasador al Euro 2020. Miodrag Belodedici merită din plin această onoare, având în vedere faptul că a fost unul dintre cei mai eleganți jucători de fotbal ai României, renumit pentru modul în care se străduia să nu-și faulteze adversarii. Băi, dar nu poți să o driblezi deloc? Pasa! Pasa mai tare! Așa, bravo! Nu așa a început interviul, așa s-a sfârșit, dar să începem așa cum se cuvine. Vom mai reveni la joc din când în când și nici nu am avea cum să nu facem asta atâta timp cât Belo, deși nu mai intră în teren, face tot ce poate pentru fotbalul românesc. Cum sunt implicat și în organizarea acestui campionat 2020. Nici nu puteai să stai departe de toată treaba asta. Nu puteam să stau, sunt foarte aproape de tot ce e despre fotbal, sunt aproape, foarte aproape. Sunt obișnuit să fiu aproape și sunt obișnuit să particip. Și să privești de pe margine și să dai sfaturi. Este mult mai ușor privitul de pe margine decât în teren. Deci sunt două lucruri diferite. În teren simți presiune, pe margine e o altfel de tensiune, teren, pentru că te gândești că ai fi făcut altfel, nu? În teren presiunea este de până începe jocul. Când începe jocul, gata, nu mai simți nimic, ești concentrat, nu mai simți, îți vezi de jocul tău și vrei să-l joci foarte bine, să nu greșești. Oricum, merit pe deplin să fii ambasador. O poziție onorată pentru mine să fiu ambasador acestui campionat european, să reprezint într-un fel acest campionat, să vorbesc despre acest campionat european. Simți nevoia să spui ghetele în picioare și să intri pe teren, măcar așa, la o încălzire? Da, dacă aș fi mai tânăr și mi-ar place să intru în teren, să-mi pun ghete, nu de cauciuc, de metal, pentru că eu jucam fundar și n-aveam voie să joc cu ghete de cauciuc. Belo a îmbrăcat de multe ori tricoul naționalei, dar a jucat și în Spania. Miodrag Belodedici admite faptul că vremurile în care România era fruntașă s-au cam dus, însă consideră că nu e imposibil ca țara noastră să înceapă să conteze din nou. Am jucat în Spania 3-4 ani, îi cunosc foarte bine pe spaniol, suntem în grupă cu ei. O grupă foarte grea, deși unii spun că nu e, dar este o grupă foarte grea. Cu cine o să ții? Cu Spania sau cu România? Păi am două echipe cu care țin. Cu România, în primul rând, și a doua echipă e cu Serbia. Cu spaniolii nu trebuie să țin. În opinia lui Belo, salvarea vine de la generația tânără. Pușcaș. Am spus, mi-a plăcut foarte mult și de mic și în el am avut încredere și este un jucător foarte talentat și foarte bun, un atacant de rasă. Bine, e Spania mult în față, dar locul 2 trebuie să-l... Nu, ca să ne calificăm trebuie să ocupăm locul 2 și să jucăm aici, pe stadionul nostru, cu spectatorii noștri, să fie un spectacol frumos. Să se audă Hai România! Să se audă și Hai România și... Ar fi un lucru frumos să participăm în țara noastră, nu? În România, în București, să participe. Cred că am avea stadionul plin. Hai România! Până la meciurile de pe stadion, revenim la joaca noastră din Curtea Federației Române de Fotbal. Teoretic, aș putea să intru în echipa senioarelor, doar că antrenamentele de anduranță nu sunt chiar favoritele mele, așa că mai bine rămân la ceea ce știu, la știri. Partea bună e că nu m-am făcut de râs în fața lui Belo. Așa, uite, vezi, două, foarte bine. Pase, astea sunt cele mai grele, vezi? Astea sunt cele mai grele și pentru fotbaliști. Hai bine, dar mă pricep cât de cât sau? Da, cu dreptul.